Eva m-a întrebat dacă se poate de folosit, se poate de făcut exerciții prin gaz de varice. Se poate! Vă salut, dragii mei și dragile mele! A început perioada caniculară. Este foarte cald, desigur. Cum să facem față? La duș, uite, acolo la duș mă duc acasă. Și cu apă multă, te hidratezi. Dacă nu te hidratezi, echilibrul unde se păstrează? Pune vantaiul aici. La noi toată noaptea a plouat, după o zi caniculară, și vă imaginați cât este de cald. Cum vă spuneam într-un filmuleț, îmi transpiră părul. Îmi transpiră părul înseamnă că se ondulează. Nu mă încep să-mi fac coafura, să mă pepten și el se ondulează de la umiditate. Dar mă acomodez cu el. Așa este părul meu. Printre altele, cineva m-a întrebat. Deci astăzi este luni, prima lună din lună și este timpul întrebărilor și răspunsurilor. S-au adunat multe întrebări, le-am selectat, le-am să fie mai scurtuțe, mai înțelese. Nu o să menționez fiecare persoană ca să nu ne ia mult timp. Dacă nu vă interesează toate întrebările expuse, urmăriți rezumatul care îl găsiți în descriere și în comentariul fixat. Deci, ca să găsiți în descriere, unde este descrierea și vă folosiți de telefonul mobil, deci intrați pe canal și o să vă arăt. Ca exemplu, o să vă arăt cum să găsiți descrierea de la mobil. Cum v-a venit notificarea, eu intru acum pe canal, o să găsesc un clipuleț, ultimul clipuleț al meu, cu măsculița. Măsculița fulgușor cu efect răcoritor. Așa. Și iată vă arăt. Aici este un triunghi. Iată aici el se vede. Și apăs pe triunghi. Acum. Și se deschide toată descrierea. Iată la în conținut. Iată vă arăt. Vedeți descrierea. Fiecare minută la fiecare capitol din filmuleț. Și este foarte comod. Găsiți capitolul și întrebarea care vă preocupă. Una dintre întrebările puse sunt ce remedii și ce sfaturi aveți pentru bufeuri. Bufeurile se întâlnesc și la bărbați și la femei. Cel mai des la femei, în perioada de menopauză. Bufeurile sunt o reacție vegetativă a pielii la nivelul scăzut de estrogeni. Poate fi și în perioada caniculară și iarna. Cel mai principal este să antrenăm pielea la aceste schimbări. Cel mai util și mai ușor sunt dușurile contraste și hidratarea pielii. Exercițiile fizice, antrenală. Meditația, yoga. Intern, cum putem să reglăm bufeurile? Deci urmăriți playlistul Menopauză și în afară de ceea ce am expus în acest playlist, vă mai recomand ca timp de o lună să luați ceaiuri care conțin fitoestrogeni. O lună luați ceai din salvie, o lună din lemn dulce, o lună sunt multe produse din soie. Soie praf, soie boboase, soie lapte, soie brânză. Deci, substituirea hormonală cu fitoestrogeni. Includeți în rațiun folosirea clorofilei și amestecurile din condimente. Clorofilă, dar clorofila ne echilibrează fonul hormonal. În playlistul Menopauză găsiți amestecul care reglează disfuncția hormonală. Trece la următoarea întrebare. Incontinența urinară, care se întâlnește și la bărbați și la femei. Întrebarea este pusă de câteva doamne. Incontinența urinară la fel apare în menopauză din cauza scăderii estrogenilor. Dar
aveți în vedere că sfincterul muscular, care menține micțiunea normală, este compus din fibre musculare care are nevoie de calciu. Calciu menține tonusul, calciu menține acest sfincter în tonus. Deci, în afară de substituirea hormonală, de care am vorbit mai sus, introduceți în rațion produse din calciu, calciu suplimentar. Întărirea mușchilor pelvieni ajută la întărirea sfincterului. Exercițiile fizice în zona pelviană ajută la întărirea sfincterului, vizicii urinare și, în special, exercițiile lui Kegel, exercițiul Kegel. Cineva și m-a întrebat să arăt care este acest exercițiu Kegel. Exercițiul Kegel îl puteți efectua stând, mergând, șezând, dar și cu mingea. Cum fac eu acest exercițiu cu mingea? Contractarea și relaxarea mușchilor. Contractarea și relaxarea mușchilor anali și a vaginului. Deci contractăm și relaxăm. Contractăm, relaxăm. Deci de ori pentru ca mușchii să capete memorie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ținem, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relaxăm. Persoanele cu incontinență urinară se recomandă duș contrast dimineața și seara în fiecare zi. După dușul contrast, procedurile de hidratare care le găsiți în playlistul Vulva Caie. Următoarea întrebare ce ține de zona pelviană sunt fisurile anale. O întrebare care timp de două luni tot o țineam, îmi păream că o să fac un filmuleț, dar nu s-a mai primit și am decis să vă răspund acum. Deci fisurile anale sunt complicații din cauza constipațiilor. Deci prima ce trebuie de făcut la persoanele cu cel mai decisiv lucru în fisurile anale este profilaxia constipațiilor. Introducerea în alimentație cât mai multe fibre, conștientizarea procesului de defecație, eliberarea de emoții negative, eliberarea de congestii psihoemoționale, de stres. Se recomandă dușuri calde, băițe cu salvie, folosirea uleiurilor, introducerea în rect a lumnărelilor, a untului de cacao, ajută să eliberăm, să relaxăm zona respectivă, să o emoliem. La fel puteți să folosiți procedurile care au fost menționate pentru incontinența urinară. Mai folosesc și unguentele cicatrizante, sulcoseril și metil urațil. Dacă ați aplicat toate metodele expuse și starea nu vi s-a îmbunătățit, apelați la laser, botox, ozonoterapie,
Sunt metode mai radicale de tratament și vindecare a fisurilor anale. O altă întrebare ce ține de etajul inferior este alimentația în caz de prostatite. Deci și cu scop profilactic și cu scop de menținerea prostatei în sănătate, nu se recomandă de luat băuturile carbogazoase, bierea, alcoolul, cafeaua, limitațiile, produsele lactate. Produsele lactate care schimbă pH-ul și provoacă mucozități în organism. Trece la următoarea întrebare. Incontinența urinară, care se întâlnește și la bărbați și la femei. Întrebarea este pusă de câteva doamne. Incontinența urinară la fel apare în menopauză din cauza scăderii estrogenilor. Dar aveți în vedere că sfincterul muscular, care menține micțiunea normală, este compus din fibre musculare care are nevoie de calciu. Calciu menține tonusul, calciu menține acest sfincter în tonus. Deci în afară de substituirea hormonală, de care am vorbit mai sus, introduceți în rațion produse din calciu, calciu suplimentar. Întărirea mușchilor pelvieni ajută la întărirea sfincterului. Exercițiile fizice în zona pelviană ajută la întărirea sfincterului, vizicii urinare și, în special, exercițiile lui Kegel, exercițiul Kegel. Cineva și m-a întrebat să arăt care este acest exercițiu Kegel. Exercițiul Kegel îl puteți efectua stând, mergând, șezând, dar și cu mingea. Cum fac eu acest exercițiu cu mingea? Contractarea și relaxarea mușchilor. Contractarea și relaxarea mușchilor anali și a vaginului. Deci contractăm și relaxăm. Contractăm, relaxăm. Deci de ori pentru ca mușchii să capete memorie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ținem 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relaxăm. Persoanele cu incontinență urinară se recomandă duș contrast dimineața și seara în fiecare zi. După dușul contrast, procedurile de hidratare care le găsiți în playlistul Vulva Caie. Următoarea întrebare ce ține de zona pelviană sunt fisurile anale. O întrebare care timp de două luni tot o țineam, îmi păream că o să fac un filmuleț, dar nu s-a mai primit și am decis să vă răspund acum. Deci fisurile anale sunt complicații din cauza constipațiilor. Deci prima ce trebuie de făcut la persoanele cu cel mai decisiv lucru în fisurile anale
este profilaxia constipațiilor, introducerea în alimentație cât mai multe fibre, conștientizarea procesului de defecație, eliberarea de emoții negative, eliberarea de congestii psihoemoționale, de stres. Se recomandă dușuri calde, băițe cu salvie, folosirea uleiurilor, introducerea în rect a lumnărelilor, a untului de cacao, ajută să eliberăm, să relaxăm zona respectivă, să o emoliem. La fel puteți să folosiți procedurile din care au fost menționate pentru incontinența urinară. Mai folosesc și unguentele cicatrizante, sulcoseril și metil urațil. Dacă ați aplicat toate metodele expuse și starea nu vi s-a îmbunătățit, apelați la laser, botox, ozonoterapie. Sunt metode mai radicale de tratament și vindecare a fisurilor anale. O altă întrebare ce ține de etajul inferior este alimentația în caz de prostatite. Deci și cu scop profilactic și cu scop de menținerea prostatei în sănătate, nu se recomandă de luat băuturile carbogazoase. Berea, alcoolul, cafeaua, limitațiile, produsele lactate. Produsele lactate care schimbă pH-ul și provoacă mucozități în organism. Următoarele întrebări sunt în privința microneedling-ului sau a dermapenului. Dacă se poate de folosit în caz de ten cuperozic. Se poate folosit doar după tratamentul tenului cu preparate specifice pentru întărirea capilarelor, pentru o toleranță mai bună a tenului. Folosirea microneedling-ului în caz de cicatrice postacneice este recomandat, este foarte binevenit în cazul cicatricilor postacneice. Regenerează bine pielea. Un neurohumoral stimulează toate procesele metabolice în piele. Cum putem folosi dermapenul sau microneedling-ul după botox? Dacă ați injectat botox, puteți folosi microneedling-ul peste 2 săptămâni. Putem folosi microneedling-ul la corp în perioada verii? Da, se poate folosi și la corp și la față. Microneedling-ul se poate folosi în tot parcursul anului, dar să aveți grijă de folosirea cremei de protecție și să evitați solariul, soarele și sauna. Cele mai multe întrebări au fost în ce privesc varicile, capilarele, cuperoza. Vreau să menționez faptul că aceasta este o problemă la multe persoane. Factorul genetic joacă un mare rol în apariția capilarelor, a varicelui, dar să avem grijă de factorul epigenetic, factorul care distruge vasele, factorul glicației. Deci glicația este un proces de distrugere a vaselor, a țesuturilor. Metabolizarea glucozei aduce la formarea acidului care distruge vasul sanguin. Dacă să comparăm structura vasului sanguin cu pielea, pielea are mai multe straturi, iar peretele vasului sanguin are un strat foarte subțire, un strat endoepitelial, care se distruge foarte ușor. Deci respectarea celor 8 principii ale sănătății sunt de valoare în tratamentul și vindecarea varicelui și a cuperozei. Nutriția, exercițiile fizice, apa, aerul, temperanța, credința, odihna. În caz de varice, de cuperoză, avem 2 piloane care ne ajută în tratament. Tratamentul interior și exterior.
Cele mai bune recomandații în ce privește varicile cu piroza ni le dă medicina ayurvedică. Includeți în rațion ceaiul verde, sucul de sfeclă, sucul de granat, sucul de aloie, artișoc, nu știu cum se spune în limba română, trifola. Trifola este un complex de produse ayurvedice care sunt foarte bune pentru varice. Ascorutina, deci hrișca verde, are foarte multă rutină. Deci toate produsele care conțin rutină, ascorutină, vitamina C, vitamina K, ne întăresc capilarele, ne întăresc vasele. Ceaiul din castan, ceaiul din coajă de castan, din frunză de castan, se ia o parte de fan, se fierbe timp de 5 minute într-un litru de apă, se lasă o oră să se înfuizieze și se ia de 3 ori câte 30 de mililitri. La fel ne întărește vasele sangvine. Piente din bipantenol, ascorutină, troxevazină, traumel, gheparină, care se folosesc timp de 3 luni. Deci persoanele cu varice trebuie să stea de veghe și mereu să aplice, mereu să facă ceva. Aici este locul slab. Mereu, mereu, permanent să faceți ceva pentru profilaxie, pentru întărire, pentru a menține și să aveți grijă de alimentație, fiindcă procesele vin din interior. Aveți grijă de greutatea corporală, aveți grijă de îngrijirea piciorușelor. În afară de măsculițe, să aveți grijă de sănătatea interioară. Să administrați în timp de 3 luni vitamina C câte un gram. Cineva m-a întrebat dacă se poate de folosit, se poate de făcut exerciții prin caz de varice. Se poate, minimalizându-le. Cineva m-a întrebat dacă se poate drenaj limfatic. Desigur că se poate, doar la fel foarte, foarte duios. Trecem la următoarele întrebări. Deci următoarea întrebare este: se poate de aplicat exercițiile pentru bărbia dublă la 13 ani? Având în vedere că adolescenții stau mult la telefoane, ori în șir, iată în poziția aceasta, se formează bărbia dublă. Înainte și înapoi. Deci la 13 ani se poate de folosit exercițiile pentru bărbia dublă, doar să le minimalizați. Urmăriți clipul în bara informațională. Ce exerciții pentru față le putem face în fiecare zi? Nu e recomandat ca în fiecare zi să aplicați exercițiile pentru mușchii feței. Am menționat faptul că pentru cei începători exercițiile se fac în fiecare zi, prima săptămână, apoi de 3 ori în săptămână, apoi de 2 ori în săptămână, apoi o dată în săptămână de menținere. La fel ca și masajul. O altă întrebare, masajul facial. Masajul facial nu se face în fiecare zi. Masajul de menținere, care durează 30 de minute, 20-30 de minute, în dependență de vârstă, până la 35 de ani îl efectuăm o cură de 10 zile odată în an, apoi de menținere, odată la 2-3 săptămâni, un masaj facial complet. După vârsta de 35 de ani, masajul feței facial ca cură se face de 2 ori în an, primăvara și toamna, și odată în săptămână de menținere. Cealaltă întrebare este dacă putem face proceduri faciale în cazul patologiilor glande tiroide. Deci tiroida este regina glandelor cu secreție internă. De ce persoanele au patologia? Fiindcă sunt blocate, este blocaj energetic. Nu este o descătușare, nu este o desăvârșire a femeii interioare. Deci toate procedurile pentru față se efectuează în caz de patologii a glandei tiroide. Doar că evităm zona glandei tiroide.
O altă întrebare foarte interesantă este cum să ne menținem greutatea. Unele persoane se îngrașă în vară. Deci greutatea este un lucru foarte interesant și se fac studii asupra obezității, asupra menținerii greutății și sunt doi factori care acționează la greutatea noastră. Cum noi aplicăm în practică activitățile fizice și ce mâncăm? Deci, alimentația este un lucru important. Deci, de ce noi vara punem kilograme? De ce vara punem kilograme? Parcă ni se pare că e cald, parcă e timpul de slăbit, dar vara este perioada fructelor. Deci, fructele ne îngrașă. Fructele ne îngrașă, fiindcă fructele se mănâncă în a doua perioadă a zilei. Nu se recomandă după ora 6 sau după ora 7 să mâncați dulciuri, fructe, prăjituri, torturi, terciuri, fiindcă hormonul somatotrop, care ne ajută să ne eliberăm de kilograme, de grăsimi, deci organismul în timpul zilei acumulează undeva 150-200 de grame de grăsime, iar noaptea el le arde sub acțiunea hormonului somatotrop, care este activ de la ora 11 până la ora 1, 2 ore. Dacă noi mâncăm după ora 6, se mărește insulina și timp de 4 ore insulina este activă. Insulina inhibă sinteza hormonului somatotrop. Deci dacă noi mâncăm după ora 6, hormonul somatotrop nu se va elimina și nu va arde grăsimile. Aveți în vedere. De ce se recomandă seara să nu mâncăm? Dacă vreți să mâncați, proteine, o bucățică de carne, dacă sunteți carnivor, sau ou, proteine, după dieta lui Montagnac. Deci aveți în vedere mișcarea și alimentația corectă. Deci cum eu îmi mențin greutatea? În primul rând, eu trag atenție la hainele mele. Am haine care de ani de zile le mențin și se pot încăpe în ele. Toate hainele largi sunt minimalizate. Am doar câteva haine, iată carunchița aceasta, mai lărguță, dar în rest sunt haine mulate care mă motivează să mențin greutatea. La 2-3 săptămâni îmi controlez greutatea. Dacă am adăugat, atunci îmi fac zile de post. Am grijă ce mănânc și cât mă mișc. Și folosesc coeficientul lui Pareto, care este folosit în toate domeniile, 80-20. 80%, deci eu veghez ce fac, ce mănânc, ce activități, iar 20% mă relaxez, mă răsfăț. Sau puteți folosi 5-2, 5 zile vă hrăniți cum doriți, iar 2 zile postiți. Sau 2 zile în săptămână nu postiți, nu mâncați deloc. Sau vă faceți 1-6-1, 6 zile mâncați ce doriți și una postiți. Cândva eu foloseam acest regim, deci 6 zile mâncam ce doream, dar în cantități mici și o zi posteam. Acum eu folosesc, iată, această formulă și aceste 3 principii. Deci, ultima întrebare, mi-aș dori ca voi să răspundeți la această întrebare. Putem să dormim cu compresie pe noapte. Deci la final vreau să mulțumesc tuturor pentru întrebările puse, fiindcă îmi face o mare plăcere să vă răspund la întrebări. Dar în special vreau să-i mulțumesc mamaiei din Fetești care ne-a lăudat pe noi că noi aplicăm măsculițele în practică, exercițiile și arătăm foarte bine, parcă ne-am fi făcut botox. Deci mamaia, îți mulțumesc foarte mult!
Eu vă iubesc, dragii mei, vă mulțumesc pentru întrebări, nu ezitați să puneți întrebări și ne întâlnim la alte filmulețe. Cu drag de voi, Veronica Sandul, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos.